Astăzi vom face ceva ce cam de vreo 10 ani încoace am tot făcut, și anume brânză de casă. Și vă gândiți poate, cum am ajuns să fac brânză de casă? Păi uite, când s-a născut fiul meu, atunci am vrut să fac totul bio, totul ca la carte, bineînțeles, și așa că am căutat modalități de a obține această brânză de casă proaspătă să o fac, să nu o cumpăr din magazin, să stea în frigider nu știu câte săptămâni. Așa că ce am făcut? Am făcut brânză de casă și este foarte simplu de făcut acest lucru. Este super că atunci când aveți nevoie de brânză proaspătă pentru ceva, pentru o rețetă, puteți face oricând cu doar două ingrediente. Este super simplu, foarte ușor. Așa că funcționează și cu lapte normal și cu lapte pasteurizat UHT. Așa că nu te faceți griji că vai de mine cu un anumit lapte să vrea să nu iasă. Și da, iese și cu laptele de 1,5. Nu trebuie laptele gras neapărat, puteți avea astfel o brânză mai light. Prin urmare, haideți să începem. Este foarte simplu, avem nevoie de o cratiță pe care o vom pune pe foc. Eu voi încerca cu laptele normal de la frigider, care nu este UHT, și cu laptele UHT. Și voi face de fiecare cam de jumătate de litru de lapte ca să vedem cum se face, dacă există vreo diferență sau nu. Și bineînțeles, ingredientul principal este un acid. Avem nevoie de un acid, așa că putem pune fie zeamă de lămâie, fie oțet. Eu am folosit de obicei oțet, drept să spun, pentru că oțetul am tot timpul în casă. Lămâile s-ar putea să nu am tot timpul în casă. Bineînțeles că există încă o metodă, și anume calciul lactic, care este special pentru a obține brânza din lapte. Dar eu, drept să spun, nu aveam în casă așa ceva și trebuia să cumpăr. Prin urmare, nu am folosit această metodă. Vom pune jumătate de litru de lapte normal de consum. Și ce este important este că acest lapte trebuie să ridicăm la o temperatură de aproximativ 60 de grade. Vei spune, oh, și acum de unde vă știu eu că vor fi 60 de grade? Bineînțeles că nu toată lumea are un astfel de termometru de bucătărie, dar nicio problemă. Eu niciodată n-am avut acest termometru de acum de câțiva ani, prin urmare nu este nevoie de el. Am folosit metoda degetului. Dacă era destul de cald, cât să mai pot ține degetul în lapte, a fost ok. Dacă a fost deja prea fierbinte, înseamnă că a crescut temperatura prea mult. Prin urmare, uitați, bag degetul, nu este prea cald. Voi folosi acest termometru, îl pornim și să vedem câte grade sunt. Arată cum crește temperatura, 50, 51, 52. Degetul încă mai pot să-l țin. Dar de să spun, și la temperatura aceasta, în mod normal, ar trebui să funcționeze deja. Uitați, 57, gata. Oprim. Și acum voi folosi o lingură și oțetul. Dar haideți mai aproape. În acest moment, voi pune o lingură de oțet și amestec. Așteptăm să vedem dacă începe să se coaguleze. Sigur, va mai trebui încă o lingură, dar nu foarte mult, deoarece, după cum se vede, avem deja format puțină brânză. Puțin s-a îmbrânzit. Când se va separa de tot, vom observa acest lucru, deoarece se va vedea zero. Uitați aici. Ha! Și minunea s-a întâmplat. S-a separat brânza de zer și în acest moment avem o brânză plutitoare. Ce ne rămâne este doar să stoarcem. Și cum vom face acest lucru? Păi iată, avem nevoie de un bol, o strecurătoare și o bucată de tifon. Prin metoda clasică cu tifon. Așa că voi pune tifonul peste strecurătoare. Și voi lua brânza formată și uitați așa, o strecurăm încet. Așa.
poate că acum va avea gust de oțet. Interesant este că gustul de oțet va rămâne doar în zer și brânza nu va avea gust de oțet. Și acum trebuie doar să avem răbdare, deoarece trebuie să se scurgă tot acest zer și în acel moment avem o brânză proaspătă. Și bineînțeles că puteți să o folosiți cum vreți voi, în preparate cu sare, în preparate dulci, așa că este foarte versatilă. Este rapidă și în momentul în care aveți poftă de brânză proaspătă și nu aveți în casă, iată o metodă foarte simplă de a obține acest lucru. Dar nicio problemă, vom continua să vedem și cu laptele UHT cum funcționează. Și acolo ce aș zice să încercăm și cu zeama de lămâie, deoarece are același efect și funcționează exact la fel. La prima dată va trebui să punem la scurs această brânză faină. Uitați, mai avem aici puțin zer. Și dacă mai țineți minte de la bunici, dacă ați fost, tot timpul aveau astfel de săculeți cu brânză care atârna undeva la scurs. Așa că acum putem face și noi acest lucru. Și nici nu avem nevoie de chiar, așa cum este de obicei nevoie pentru a obține o brânză. Mai stor puțin, deoarece mai am puțin zer aici, că vreau să adaug pe tot. Deoarece la sfârșit vreau să cântărim și să vedem câtă brânză am obținut noi din jumătate de litru de lapte. De obicei îmi place să las la frigider să atârne și să se scurgă cel puțin câteva ore, așa vreo 2-3 ore cel puțin. Și după aceea este gata și este bun de servit. Așa că în acest moment voi face aici niște noduri, deoarece așa poți să îl agăți. Și vă gândiți cum îl voi agăța? Iată aici. Dacă ați avut mâncare chinezească vreodată cumpărată, ați primit și astfel de bețișoare. Sunt foarte practice, deoarece vom folosi acest bețișor. Și iată cum vom face. Avem un pahar. Voi pune aici brânza. Pe sub nod voi pune acest bețișor. Voi mai strânge nodul și iată. Și iată, poate să stea în frigider și să se scurgă. Haideți să încercăm și cu laptele UHT acum. Așa că am revenit și haideți să facem și cu laptele UHT. Pentru asta am folosit un lapte UHT de tot de 1,5, deoarece, cum am zis, nu trebuie să fie laptele cel mai gras pentru a funcționa. Așa că vom desface acest lapte și tot așa voi măsura jumătate de litru. Așa. Și acum haideți să punem laptele la încălzit. Între timp putem să ne folosim timpul rămas pentru a stoarce această lămâie. Voi folosi numai jumătate, deoarece este suficient. Și să vedem temperatura. Folosim degetul. Este deja destul de cald. S-ar putea să fie deja temperatura dorită. Da, uitați, se apropie de 60, așa că putem opri. Și vom folosi iarăși lingura ca măsură. Deci, în celălalt caz am folosit două linguri de oțet, acum vom vedea câtă zeamă de lămâie este nevoie pentru a obține același rezultat. Cred că va fi nevoie de încă o lingură. Începe puțin să se îmbrânzească. Haideți să mai punem o lingură de siguranță. Pentru că mai avem nevoie de puțină zeamă de lămâie, deoarece nu este suficient de acidă precis. După cum se poate vedea, s-a separat brânza de zer, așa că vom face iarăși exact aceeași metodă de stors. Voi folosi iarăși un tifon, uitați-l aici,
sunt difonuri medicale, așa că nu este necesar să investiți în ceva aiurea, doar ce funcționează cu orice tifon. Și haideți să strecurăm. Lăsăm să se scurgă puțin și apoi adăugăm restul. După cum ați observat, mi se pare că la metoda cu oțetul, parcă s-au format bucăți mai mari de brânză decât la această metodă cu lămâia. De aceea, eu am și folosit cea cu metoda cu oțetul cel mai mult în preparatele mele. Uitați aici cum se prinde deja de marginea tifonului brânza. Am pus totul. Și acum, haideți să vedem aici ce avem noi aici. Avem brânză proaspătă. Voi folosi și aici aceeași metodă de a scurge această brânză. Voi face prima dată un nod. Ai găsit un bețișor. Și acum haideți să repetăm metoda mea de scurgere. Bineînțeles că puteți folosi și o furculiță sau o linguriță în loc de acest bețișor. Doar că eu aveam bețișorul acesta, așa că l-am folosit. Așa că prin metoda aceasta puteți fără probleme să scurgeți zero în exces, îl puneți în frigider. Și cum am zis, după câteva ore putem vedea efectiv câtă brânză am obținut din jumătate de litru de lapte. Revenim. Ok, deci am revenit și haideți să vedem după două ore am câtă brânză am obținut. Aici avem brânza obținută din lapte care nu este UHT, lapte normal de la frigider, care nu este pasteurizat. Și aici avem brânza obținută din laptele UHT. Avem un cântar și haideți să vedem oare cât am obținut. Ok, haideți să punem vasul și să facem tara. Avem 0 și acum desfacem frumos tifonul și ia să vedem ce avem noi aici. Uitați, brânză adevărată. Vom pune aici. Mai putem da puțin jos din brânza aceasta cu o spatulă sau cu o lingură, cu ce aveți, nu contează. 62 de grame de brânză. Cam puțină brânză pentru atâta lapte. De aceea mă gândesc că brânza este destul de scumpă, deoarece este nevoie de mult lapte pentru a obține puțină brânză. Dar haideți să vedem cum stăm cu brânza obținută din laptele UHT. Punem la fel recipientul. Este la 0, tara. Și haideți să vedem. Aici pare puțin mai mică cantitatea, așa că sunt curios oare cât am obținut aici. Uitați ce cremoasă este, este super, numai bună. Puteți să o puneți pe pâine, puteți să o puneți în plăcinte, în ce vreți voi. Ok, deci avem 52 de grame. E clar că am obținut mai puțină brânză din laptele UHT, dar important este că avem brânză. Și uitați aici, ce fain arată. Puteți să o folosiți în orice preparat sau pur și simplu pe pâine cu puțină sare. Sper că v-a plăcut această rețetă și să încercați și voi acasă, deoarece nu se știe când aveți nevoie de brânză proaspătă și una, două, obțineți aceasta prin doar două ingrediente. Dați un like și vă rog să vă abonați la acest canal pentru mai multe clipuri foarte delicioase. Ciao, ciao!